Sinusul în unghi este egal cu cateta opusă supra ipotenuză. Desin de C egal cateta opusă supra ipotenuză. Cosinusul? Cateta alăturată supra... Cos de unghiul C egal cateta alăturată, adică C2, supra ipotenuză. Deci cosinusul e raportul din cateta alăturată supra ipotenuză. Și acum, haideți să vedem dacă am un triunghi la întâmplare. Cum am spus, notăm cu A, B, C, ABC, triunghiul. Și area triunghiului, triunghiului ABC, este egal cu baza, ai spus BC, ori înălțimea, AA prim, supra 2. Nu? Baza ori înălțimea supra 2. Egal mai departe cu BC, ori. Dar în triunghiul AA prim C, în triunghiul A, A prim C, să facem sin de unghiul C. Sinus de unghiul C, cu cine este egal? Sinusul unghiul, tot mai vorbim mai înainte. Cateta opusă supra ipotenuza. Asta e cateta opusă, A prim, da? Da. Supra ipotenuza AC. De sin de unghiul C egal cu A, A prim supra AC. De unde scoatem pe A prim de aici? Altfel spus aici, ce înseamnă? Sin de unghiul C supra 1, nu? Cum se scoate un termen dintr-o proporție de asta? 1 egal cu cele două pe diagonală înmulțite în părțile astea. Deci A, A, pe A, A, A prim. A prim cu cine ar să fie egal? Cu AC ori sin de C. Împărțit la 1. Nu are rost să mai spun. Deci de aici rezultă că ce am spus, rezultă că A prim egal cu AC ori sinus de unghiul C. A prim egal cu AC ori sin de unghiul C. Și acum pe A prim să înlocuim aici și rezultă ce lucrez? Ia să vedem. Rezultă că aria triunghiului ABC egal cu BC ori A prim. Dar în loc de A prim zic AC ori sin de C, AC ori sin de C, totul supra 2. Iată ce rezultat interesant. Area unui triunghi este produsul a două laturi, AC ori BC ori sinusul unghiului dintre ele. Deci, area unui triunghi este asta ori asta ori sin de unghi, sinusul unghiului dintre ele. Dar eu pot să zic și BC ori BA ori sin de B. Deci poate să fie și așa egal mai departe. Egal cu cine? BC ori BA sau AB ori sinus de unghiul care de data asta? Sin de unghiul B, pe 2. Sau, tot atât de bine, egală și cu cine? AB ori AC, celălalt de două laturi astea, AB ori AC, da? AB ori AC, ori sinus de unghiul A, de data asta, da? Pe 2. Deci area unui triunghi este produsul a două laturi, ori sinusul unghiului dintre ele. Eu puteam să vă dau rezultatul ăsta așa, care a unui triunghi este egal plus a două laturi, sinusul dintre ele, dar mi se părea un rezultat așa, aruncat peste gard și voi vă spunea, dar de unde știu asta? Iată că ce am făcut aici. Am plecat de la ce înseamnă area unui triunghi. În general, baza o înălțimea supra 2. Nici pe asta nu v-am arătat așa. Am zis că e jumătate dintr-un drept triunghi. Că rămâne jumătate pe față, de ce? Lungimea, o înălțimea și împărțim la 2. Dar lățimea este înălțimea triunghiului.
După care, am mai făcut un pas. M-am definit sinusul și cosinusul într-un triunghi dreptunghic. Din clipa care v-am... De ce v-am definit? Ca să mă pot eu lega aici. Că aveam în intenții să pot vorbi de sinusul unghiului în triunghiul ăsta dreptunghic. Dar dacă nu știam că e cateta opusă supra ipotenuză, nu mergeați. Ne-am pregătit terenul ca să ajung la ce formulă? Carea unui triunghi este egal cu produsul a două laturi ori sinusul unghiului dintre ele. Semiprodusul. Deci notați-vă. Area unui triunghi. Da, area unui triunghi. Cum vedeți că am ajuns la rezultatul ăsta? Area unui triunghi este egal cu produsul a două laturi egal cu semiprodusul, când și împărțim la doi. Pune semiprodusul a două laturi, semiprodusul a două laturi, înmulțit cu sinusul unghiului dintre ele. Semiprodusul a două laturi, ori sinusul unghiului dintre ele. Acum suntem în direct la Prof Online, deci tot ce facem noi acum se transmite în direct, dar pe Prof Online TV rulează 24 din 24 lecții. De ore lecții de matematică și de apicultură. Este organizat un playlist și acolo, dacă vă duceți și intrați acolo, veți găsi fie matematic, fie apicultură, depinde cum este organizat programul. Mă uitam acum acolo, că în timp ce vorbesc, am mutat, fiindcă am intrat în direct, am mutat într-o altă fereastră și deja acolo se lucrează la matematică. Nu? Mergem, am intrat eu peste cel care lucrează pe Prof Online, da? L-am dat de o parte și lucrez eu în direct. Să vedeți de ce v-am pregătit terenul așa. Fiindcă am de gând să încercăm să aproximăm area unui cerc cu un poligon. Hai să ne gândim cu un hexagon să încercăm să-l aproximăm. Deci, ce vreau să fac? Vreau să înscriu într-un cerc un hexagon. Ce înseamnă hexagon? Câte laturi are? 6 laturi. Sigur, un hexagon 6 laturi, sigur, regulat, o să fie vorba de toate laturile egale. Și fiind vorba de hexagon, laturile sunt egale cu raza. Într-un hexagon. Așa că încerc să vedem exact cum procedăm. Deci, să desenăm un cerc. Așa, aproximativ. Și în cercul ăsta să înscriem un hexagon. Precizii, dar ideea în sine. Ei, oare aș putea afla area hexagonului acesta? Păi dacă aflu area unui singur triunghi, deci un singur triunghi, înmulțesc cu 6, că clar sunt câte laturi aici, sunt 6 triunghi, nu? Și am aflat area hexagonului ăsta. Area hexagonală. Și asta înseamnă lasă mult în afară din cerc. E mai mică decât area hexagonală, e mai mică decât area cercului. Da? Deci cât ar fi? Hai să zicem așa. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Cu cine este egal area? Deci area este al lui A1 A6 egal cu de 6 ori area unui singur triunghi.
A1O A2. A1O A2. Și egal de 6 înmulțit cu. Dar area unui triunghi, eu știu că este egal cu produsul a două laturi, ori sinusul unghiului între ele. N-am făcut mai devreme? Da. Deci înseamnă 6 ori OA1 ori OA2 ori sinusul unghiului dintre ele sinusul unghiului O1 OA2 sinusul unghiului O1 OA2. Am indicat așa ca să am băgat litera O la mijloc ca să se leagă că unghiul este O1, OA2, vorba de OA1 și OA2. Supra 2. Și egal cu 6 ori OA1 cine este? OA1 și OA2 ce sunt? Sunt razele. Că sunt razele în cerc. Nu, e rămase urmă. Nu mai urmăiește. Da? Urmărește așa cum urmărești la școală când se întâmplă să fie obosit, nu mai ai nicio treabă ce se întâmplă. Da, hai să ne repetăm. Deci, area acestui poligon e de 6 ori ăstuia. Ele sunt împărțite egal, de aceeași latură aici, da? Și are un singur triunghi cât este, mai înainte am spus. Produsul a două laturi, adică asta ori asta, ori sinusul unghiului dintre ele împărțit la 2. Asta ori asta, asta este rază, asta este rază, raza ori raza, deci raza la pătrat, 6 ori iar pătrat, ori sinusul unghiului acela, O1A2, supra 2. Dar unghiul aș putea să știu cât este, cât este tot unghiul așa în jurul punctului. 360. Nu? Așa. 360 de grade are cercul. Și împărțim la câte? La 6. Și e 360. 360 împărțit la 6. Și egal cu 60 de grade, nu? Deci vine 6 ori R pătrat ori sinus de 60 de grade supra 2. 2 cu 6 simplifică și 60 de grade să știi cât este. Povestea este că eu nu m-am apropiat de area cercului. Nu m-am apropiat de area cercului pentru că mi-a rămas destul pe afară. Vă închipuiți când mă voi apropia din ce în ce mai mult? Când? La pensie. După pensie. După pensie, da? Așa. Deci mă voi apropia din ce în ce mai mult dacă am să gândesc un poligon cu foarte multe laturi. Deci multe laturi. Deci un poligon cu foarte multe laturi. A1, A2, și mai departe A3, cu N laturi. Cu cât laturile sunt mai multe, cu atât precizia e mai mare, ba mai mult. Când latura se va reduce aproape la un punct, atunci voi fi chiar pe area cercului. Deci eu trebuie să gândesc un poligon acum, A1, A2, A3, și mai departe, cu N laturi, și el-ul ăla să-l fac să duc la infinit. Deci voi face area în felul următor. Area poligonului, area lui A1, A2, puncte, puncte, A1, un poligon care să fie cu N laturi, va fi egal cu câte triunghiuri o să am. N triunghiuri, dacă la hexagon am avut 6 când am fost extras laturi, la poligonul acela cu N laturi, vom avea N triunghiuri. Deci va veni N ori OA1, OA2, OA3 și ele sunt toate raze. Ori R, ori R vine R pătrat, ori sinusul unghiului, sinus de unghiul acela, dar înseamnă 360, împărțit la câte triunghiuri sunt. N triunghiuri. Și 360 grade înseamnă 2π supra N. Deci 2π supra N. Și totul supra 2. Iată că area este aproximativ, nu, area
poligonul acesta e vine, egal așa. Iar ca să mă duc la cerc, să mă apropii de cerc, trebuie să am o infinitate de laturi. Și trebuie la limită. Deci iată-mă din nou într-o situație clară, dintr-o și a noțiunii de limită. Practic, n-am cum face altfel. Deci de aceea spune că area cercului, area cerc, este egal cu limită. Pentru e întinde la infinit. Adică o infinitate de laturi să aibă acela. Limită pentru e la infinit din construcția mea făcută. Acolo e ier pătrat ori sinus de 2pi supra n, totul pe 2. Așa asta este. Încă o dată, dovada că noțiunea de limită a fost impusă din practică. Deci omul are, a simțit nevoia să facă asta, nu că așa i-a venit lui așa, visa noaptea, și a zis, băi, ia să introduc noi, să introducem noi și noțiunea asta de limită. Ia să facem și treaba asta. Nu. Partea practică ne-a condus aici. Deci, în primele mele lecții, dacă o să vedeți acolo, dacă ați avut curiozitatea, sunt acum 600 de lecții. Dar în primele lecții am introdus noțiunea de număr. Deci, cum anume oamenii s-au fi gândit la ei, mi-am închipuit atunci când au apărut și știm bine că prima parte a lor ce făceau? Se ocupau de creșterea animalelor. Cred că era unul pe un deal și se uita la celălalt pe partea cealaltă și întâlnindu-se, băi, tu știi că am mai multe oi decât tine? Păi și cum să ai mai multe? Am eu mai multe. Și a trebuit să născocească ceva, că se poate să... Luând oaie cu oaie era greu acolo. Și eu cred că au făcut grupuri. Și au făcut grupuri de câte 10. Așa au mers acolo. Și vedeți filmul meu acolo când povestesc că, cum cred eu că s-au introdus cifrele, numerele. 0, 1, 2, 3, 4, până la 9. Niște simboluri. Care au prezentat acolo. Restul e la grupele cele de oi când ne-au făcut de acolo. E bine, tot așa cred tot așa, când omul s-a lovit, sigur, a evoluat și așa, a simțit nevoia să treacă și la această noțiune nouă, de limită. Pentru că nu mai putea să urmărească rezultatul acela. Și iată, ca să te apropii, să acoperi foarte bine cercul, să nu se rămână nimic prea mare de margine, poligonul ăsta se acopere până la, nu spun, precizii maximă cu putință, numai la noțiunea de limită, dacă apelăm, reușim să facem treaba asta. Pe scurt, se va întâmpla așa. Tot anul acesta veți face mai întâi limite, se vor lua fel de fel de funcții și vă spune, calculați limita funcției acestea. De fapt, știți bine că x-ul se duce spre un număr, cum l-ați spus la noi la 2. Un x0, să zicem. Prin x0 înțeleg orice x, un număr anume fixat. Și trecând la limită, de fapt, urmărim ce fac Y în timp ce X și știu sigur să apropie de X0. Y ce fac în timpul ăsta? Y care se obțin după rețeta aceea. Cum am avut noi, v-am închis acolo. Y ce fac? Sucea spre minus infinit, spre plus infinit. Deci trebuie să aflăm comportarea Y-celor care apar după rețeta aceea. Asta înseamnă a face limita unei funcții într-un punct. Necazul o să fie mari. Din ce în ce mai mari. În sensul că o să întâlnim operații la care nu poți da răspuns. De regulă 0 pe 0. 3 pe 0, ați văzut, la limită are rost. Faci plus infinit sau minus infinit. Depinde ce fel de 0 este acolo. Dar 0 pe 0 este operație fără sens. Și operațiile acestea sunt artificii de calcul, sunt niște chestiuni, niște șmecherii, niște limite fundamentale care te fac să ieși din încurcătură. Deci, insist să vă spun, noțiunea de limită este definitorie pentru toată analiza matematică. Dacă noțiunea nu este bine înțeleasă, nu putem să facem pași, ci totul va fi mecanic. Faci niște lucruri, habar n-ai de ce. Dar dacă acum ați înțeles de ce să fac aceste lucruri, pentru că vrei să vezi comportarea Y-urilor în zona în care tu nu ai acces.
în vecinătate acolo, foarte aproape de punctul acela. Iată, noțiunea de limită te ajută să acoperi foarte bine cercul cu poligoanele și astea înscrise. Poți să fii și cercul scrise pe afară. Tot acolo se ajunge. În final, ce v-am povestit în seara asta despre noțiunea de limită, am mai reluat-o, că am mai vorbit și aseară un pic, dar la sfârșit, am reluat-o acum spunându-vă așa. Este esențial să înțelegi bine noțiunea de limită. Sigur, nu aveți cum să puteți înțelege ceva dacă nu aveți toată materia din urmă pusă la punct. Vedeți, ne întâlnim aici cu ce? Cu operații cu fracții. O să vedeți exponențiali, logarii, toate materia de până în clasa 12. Pentru clasa 11. Tot s-a făcut până în clasa a 10-a, la sfârșit, se presupune că este perfect știut. Numai așa analiza poate fi înțeleasă. Toată trigonometria care s-a făcut. N-ai ce face fără trigonometrie. De aceea, Prof. Online a scos volumele acestea. Nu știu dacă v-ați uitat acolo. Deci pe capitoli am scos calcul algebric. Funcția exponențială, funcția logaritmică, noțiuni de funcții. Sunt cele 18 volume cu care acopăr marea parte a materiei și acelea, dacă sunt luate și vizionate pe capitole, cum am făcut acolo, luându-le de la zero, aveți o șansă. Voi și toți ceilalți care ne urmăresc. Pentru că așa au făcut-o mulți și au reușit foarte bine. Nu se poate face peste noapte sau altul, decât printr-o muncă asiduă din partea voastră. Deci, asta e rețeta. V-am convins că este vorba de multă matematică aici, nu? De aceea te-a luat durerea de cap. Te-a luat durerea de cap pentru că îți dai seama câte lucruri sunt de pus la punct. Mi-am introdus noțiunile acelea ca să poți face față, dar acele se presupun nu știute. Da? Ne oprim aici. Cât e? 10 aproape. 10. La revedere, dragilor. Mânisar.